Selhoznadzor a interzis de azi importul de carne de porc și a produselor din aceasta din Republica Moldova din cauza depistării la Dundușeni a două focare cu pestă porcină. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au confirmat de dimineață că rezultatele testelor din Spania au arătat prezența acestei boli în mostrele prelevate din țara noastră. Serviciul sanitar rus precizează că aceste restricții sunt temporare și că vizează și tranzitul pe teritoriul Federației Ruse a porcelor vii din Republica Moldova, precum și porcii vii transportați prin tranzit pe teritoriul țării noastre în adresa beneficiarilor de marfă din Rusia. Menționăm că, potrivit reprezentanților ANSA, infectarea animalelor a survenit ca urmare a epidemiei de pestă porcină în statul vecin Ucraina. Dmitri Ciubașenco, candidatul partidului nostru la alegerile de pe 30 octombrie, a declarat că el este pentru o republică prezidențială puternică. Planul meu include o nouă constituție. O nouă constituție adoptată prin referendum va însemna edificarea pe prevederile acesteia a unui stat nou. Trebuie nu să dezbinăm statul, dar să-l consolidăm, a mai spus Ciubașenco la un post TV. El a mai adăugat că ieșirea sa în turul 2 ar însemna o victorie sigură, ori susținerea va veni din partea tuturor celor care salută decretul de dizolvare a Parlamentului. Persoana de încredere a Inei Popenco, candidatul partidului Șor la scrutinul prezidențial, este primarul de Orhei, Ilan Șor. Avocații acestuia au cerut magistraților înlocuirea măsurii preventive în privința lui. Ori acum Ilan Șor se află în arest la domiciliu. O nouă ședință de judecată va avea loc pe 11 octombrie. Menționăm că Ilan Șor a fost înregistrat pe 4 octombrie ca persoană de încredere a Inei Popenco cu votul majorității membrilor Comisiei Electorale Centrale. Reprezentanții PAS, PPDA și PLDM au decis într-o ședință comună că vor selecta un candidat comun al Dreptei la scrutinul prezidențial. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale de către liderul PAS, Maia Sandu, care a mai precizat că acest candidat va câștiga alegerile prezidențiale. Și liderul PPDA, Andrei Năstase, a venit cu un mesaj în care spune că o bună soluție pentru forțele democratice, dar și pentru țară și partenerii de dezvoltare, ar fi să transmită un mesaj de unitate și să meargă în tandem cu Maia Sandu, pentru cele două funcții de președinte și de prim-ministru, așa cum sugerează mai mulți formatori de opinie. Încă un concurent în cursa pentru fotoliul de șef de stat. Ana Guțu, din partea Partidului Dreapta, a fost înregistrată oficial în calitate de candidat electoral la prezidențialele de pe 30 octombrie. În favoarea acestei înregistrări au votat 6 membri ai Comisiei Electorale Centrale, din cei 8 prezenți la ședința extraordinară. Un membru a votat împotrivă, iar altul s-a reținut. Ana Guțu a declarat anterior că va avea un program electoral unionist care va exprima esența programului politic al partidului. Țara noastră va beneficia de o finanțare nerambursabilă în sumă de 550.000 de euro din partea Guvernului României pentru proiectul ce vizează gazoductul Iași-Ungheni. Banii vor fi acordați Republicii Moldova după actualizarea programului de cooperare pe 2016 între guvernele celor două state în baza acordului semnat la București în aprilie 2010, prin includerea elaborării proiectului tehnic detaliat pentru lucrările de construcție a gazoductului Ungheni-Chișinău. Gazoductul Iași-Ungheni este cel mai mare proiect de interconectare a sistemelor de transport a gazelor dintre România și țara noastră. Construcția lui a început în 2013, iar inaugurarea oficială a gazoductului a avut loc în august 2014. Vor modificarea Constituției. Fracțiunea parlamentară a PCRM a inițiat un proiect de lege privind modificarea legii supreme. Propunem ca deciziile Curții Constituționale să devină definitive doar după aprobarea lor în legislativ, cu votul la 2/3 din deputații aleși, a spus Ina Șupac, președintele fracțiunii parlamentare a comuniștilor. Aceasta a mai adăugat că partidul său cheamă toți cetățenii să boicoteze scrutinul prezidențial de pe 30 octombrie, pe care comuniștii îl consideră drept unul ilegal. Reprezentanții PCRM au pichetat din nou sediul Curții Constituționale, manifestând împotriva deciziei de pe 4 martie curent.
Angela Merkel, cancelarul german, a transmis că, deși există multe dispute, nu va renunța la politica porților deschise pentru imigranți. Declarația a venit în contextul unui protest împotriva sa organizat în Dresda. În 2015, pentru Germania au fost înaintate circa 300.000 de cereri de azil, însă unii nemți spun că țara lor a devenit una nesigură, ori mulți dintre imigranți sunt aroganți și periculoși. Potrivit datelor Organizației Internaționale de Migrație, în Europa au ajuns în 2015 peste 1 milion de migranți.